Pune aici, pune aici, pune aici. Era gelos. Avea să dea bani. Vă pare rău? Vă pare rău? La copii nu v-ați gândit? Din apartamentul mânjit de sângele nevinovat al fostei soții, în fața procurorilor care se ocupă de investigarea oribilei crime, Petrică Ciuculeancă, de 51 de ani din Constanța, și-a mărturisit fapta. Însuși inculpat a fost cel care a sesizat organele de poliție, apelând număr de urgență 112 și afirmând că și-a ucis soția, astfel că ulterior s-a predat organelor de poliție. Pe baza mărturirilor șocante, procurorii au refăcut întreg filmul tragediei. Simona Mușat a fost purtată de pașii morții în apartamentul de pe strada Egretei din Constanța. Îi știa deja de frică după bătăile încasate de la bărbat, iar faptul că avea să-i înapoieze o datorie a prins-o în cursă către un sfârșit tragic. Un sfârșit cu 11 lovituri de cuțit, care i-au răpus trupul. Așa a fost găsită Simona de anchetator, după ce însuși călăul a pus mâna pe telefon și s-a autodenunțat. Mi-am ucis fost soție, veniți să mă luați, sunt ultimele cuvinte pe care Petrică Ciuculeancă le-a mai spus în libertate. Magistrații constanțeni au decis să-l aresteze preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de omor deosebit de grav.